And I can't wait till we can break apart. To hear me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know. Salutare, oameni buni, eu sunt Tudor și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Skywars. Am început exact cum am picat jos, pentru că atunci am și intrat în arenă. Dar nu e o problemă. Bă, uite, și un chestplate. Nu e o problemă pentru voi. Sper să nu fie o problemă pentru voi. Hai că am găsit și chestii de astea. Facem, uite așa, niște bețe, ne facem și o sabie de diamond, de diamonduți, 2, 3, 4 și, 4 și, bem o poțiune de speed și mergem pe tipi. Joc de data aceasta pe serverul play.spycraft.ro. Am mai jucat pe acest server, nu vreau să, mă asigur că nu-i nimeni aici cu vanish sau cu invizibilitate. Joc cu textura Hot Dog Craft, e o textură super șmecheră. Joc cu asta pentru că nu se vede focul în special. Ok, l-am trimis pe tipul ăsta direct în Void. Ce faci, mă? Bun, a venit tipul ăsta, l-am trimis înapoi. Hai și tu, hai! Vrei și tu, hai! Ok, cred că o să fiu aruncat din spate. Hai că dau la tipul ăsta în gură, mai ales că el are sabie cu sharpness 3. Oh my god, și knockback 1, aparent. Nu contează asta, nu interesează, hai să mai punem aici un bloc. Deși aș putea să sar ceea ce am și făcut. Mi se pare mie sau dădea unul după mine cu arcul, nu știu exact. Nu m-am putut uita chiar atunci. Ok. Ok, hai să mergem pe tipul. Bă, era bot. Era bod, ok. Era pod făcut. Nu știu după ce mă mai uitam eu. Hai că poate mai găsim ceva blocuri pe aici. Nu mai găsim blocuri. Tipeștiul ăla chiar tot din chest. Dacă ai strategie bună, easy peasy să-i omor pe tipi. Nu trebuie să faci absolut nimic că face jocul tot pentru unii tipi. Mai bine spargi întâi că să adăugăm. Hai că mergem repede pe tipul ăsta. Până nu ne aruncăm void. Da, bun, hai. Să vrem. Uite-te, bă, și în spate, boss. Că nu ești numai tu pe server. Ok, asta a fost ceva gen, uite-te în spate, că dacă nu vin să te mor și nu ești numai tu pe server. What? Ok, fraților, am câștigat prima rundă. Revenim imediat cu nouă rundă, pentru că am și puțin lag, deci nu e problemă. Dar revenim imediat cu nouă rundă. Bun, deci am revenit cu nouă rundă. Am început mai târziu, că am avut o problemă. Ok, hai că încercăm să câștigăm și mapa asta, chiar dacă nu sunt foarte sigur că o să câștigăm. Nu-i nimeni în jur, așa că profităm de faptul că nu-i nimeni pe aici și merem noi așa subtil pe mid, fără să știe nimeni. Am încetat să mai joc cu itemele alea vechi și OP, pentru că pur și simplu nu au farmec deloc. Adică să dai cu o sabie cu șarme și nu-i amuzant deloc. Bă, ce, acum realizez cu ce am venit eu pe mid, am venit cu cel mai des căcat iteme. Nu-i problemă, rezolvăm noi. Sabie, viteză 2. Ne ajută mult viteza, mai ales pe mine, nu știu de voi, dar pe mine mă ajută foarte mult viteza. L-a prins combo, mai ales la hackeri, când vine un hacker de la infect. Nu-i merge kill aura dacă el în aer sau dacă eu sunt în aer. Deci la alt nivel nu-i merge kill aura, asta știu sigur. Știu sigur că și eu am avut, doar de unde credeți voi că aș ști despre kill aura. Bun. Am viteză încă 36 de secunde. Bă, tipii ăștia s-au omorât destul de ok. Hai să mai luăm și ceva blocuri de pe aici. Aparent piatra mi-o trebuie. Luăm piatra. Chiar dacă și lemn ar fi o sursă de blocuri foarte bună, piatra e mai interesantă, să zic așa. Și n-am arc. Perfect. Ar fi ceva să mă fac full enchant. Care o da, mă, după mine? Hai, mă, că fix pe tine vin. Boss. Noroc că nu-mi iau aici full damage. Oh my god, oh my god. Boss, ce faci, boss? Boss, 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 boss. Pa, pa. Ne vedem noi la anul, boss. Mi-mi pare bine de cunoștință. Sper să nu dea acum unul din spate, că ar fi rip de mine. Sincer să fiu, ar fi chiar rip de mine. Ok, hai că nu am picat. Care e aici? Bă, care mă pe... Bă. Care mi-a luat locul de pe mid, mă. Ok, tipul ăsta cred că are sabie de aia bună. Am pasă mie de ce sabie are el.
Burdanic o să-l facem. Bun, l-a rupt în două. Și unde e sabia? Bă! Babe, man, ascuțime... Ai, bă! Frate, ascuțime 2, 8, 5, 7. Mai bun ăsta cu ascuțime 2. Totuși, nu-i nu știu ce. Bă, tipule... Mamă, cum l-am prins în combo pe tipul ăsta. Oh my god. Ori și dacă ar avea kill, cel mai tare kill aura, nu știu dacă ar... Ba, bine, dacă are cel mai tare kill aura, mă făcea de pe insula lui. Și credeți-mă că sunt tip de ăștia care fac de... care sunt așa infecți încât își bagă așa hack-uri. Și nu încercați că vă cred în stare, pentru că și eu am fost în stare să-mi bagă... Care-o dă, mă, așa, mă? Uite-mă, tu dai, mă, hai să te văd. Când vin eu pe tine, fugi ca prostul, că ce să faci? Nu mai ai ce faci, hai boss, hai mă. Mă, tu crezi că sabia asta mea e slabă, mă? Bine, mă. Te înșel enorm, dacă... Te înșel enorm, dacă crezi. Ok. Care, mă, tu dai mă așa în mine. Stai că mai împălești și tu cât e un hit așa, dar de... Așa nu o să mă faci niciodată, tipule. Du-te. Oh my god, hai că am câștigat și această mapă. Revin imediat cu o nouă rundă, pentru că vreau să tai rundele, că dau multe fail-uri. Oh my god, ping 13. Bun, revenim imediat cu o nouă rundă. Bun, deci am revenit cu o nouă rundă. Pe runda asta mai avem YOLO. Cât de YOLO putem noi? Iar am pingut 48, 39. E rău. Foarte rău. Acum, nu știu dacă contează pingul, cât contează cât ești tu de bun la PvP. Adică contează și pingul, nu? Hai să zicem că contează și pingul. Pentru că unii dintre voi aveți, credeți exact altceva, dar nu contează. Dacă ai pingul 30, nu ești mai bun la PvP sau alte chestii pe care mi le scrieți voi în comentarii, chiar deloc. Nu are nicio legătură cu chestia asta. O, are el power 3, are power 3 boss-ul. Bă, boss. Ok, are power 3 tipul, așa că nu m-aș prea duce pe el. A, aștept să prind eu o ocazie mică de tot. Ok, aștept, nu știu ce, ok. Fac timp, vrei timp? Mai se fac genul o chestie de asta să creadă că am vrut să mă duc pe acolo. El are, mă, chef de glume. A, stăm aici până... O, fraiere, te mai crezi tu și mai crezi, ha? No, vezi? Dacă... Unde-i, mă? A picat în void. Hai, mă, și aveam nevoie de power 3-ul lui. E bine, acum nu mai... Bă, stai, ce? Nu înțeleg, ok. A, păi dacă ar fi să o luăm așa, aveam nevoie și de chest plate-ul lui. De care până la urmă pe care până la urmă l-am găsit într-un alt chest. Hai să mergem să... Bă, nu, asta nu trebuia să o beau. Nu contează. Sunt tip de aia care sar peste 15 insule odată și atunci... Ok, nici aici nu a fost nimic. Hai că luăm ceva chestii. Pentru că e cam gol serverul, ce, n-am ce să zic. Uite, adică nu, ăștia sunt care suntem în arenă. Dar acum e cam gol serverul, o să vă arăt la sfârșit. Probabil, nu sigur. Ok, hai să vedem. Și nici aici nu a fost nimeni, pun pariu. Ba, aici cred că nu a fost nimeni nici aici. Maca nu ne folosește la aproape nimic a chestiile astea. Ok, viteză. Bun, hai că am nevoie și de regen, de un pic regen. Chiar dacă nu știu că regen, dar măcar e ceva. Și chiar dacă nu am la ce-l folosi în momentul ăsta, îi totuși regen. Nu știu, așa să-l dăm de cheche. Chiar dacă nu-i ajută în momentul ăsta nimic, I lost my cookies. Cred că stai pe mid. I lost my cookies. Serus, bă, te-am pierdut, amu. Ce faci, boss? Oh my god, cum dă el. Oh my god, el are chestii, bă, cu knockback 5, ce să zic. Ok, l-am bătut pe tip. Dar vreau sabia ta cu ascuțime 3 și arcul tău cu power 4. Nici nu știu de unde, doamne, au avut ăsta atâtea chestii. Gen, arcul power 4? Și asta cu împingere 5? Oh my god, ăsta avea cel mai tare kit. Acum să vedem unde e Kevin ăla. Cu ăla cred că o să întâmpinăm câteva probleme. Ok, ni s-a dus speed-ul. Hai să ne băgăm la speed. Uite aici speed. Hai să vă arăt eu cum aflați. Avem nevoie de lemn. Cum aflați un display-ari? Fără lobby compass și alte porcării, că nu există lobby compass aici.
fără compas. Exact acolo. Puneți așa lemne și vedeți numele prin lemn. Ok, tipul ăsta e aici. Apoi vă faceți voi un pickaxe de diamond. Am de astea cu protecție 2. Multe chestii cu protection 2. Bine, hai să mergem să ne facem noi un pickaxe de diamond. Pentru că tipul ăla e cam încăpățânat și nu vrea să iasă de acolo. Nu contează toate chestiile astea. Ok. Facem, uite, așa, mai luăm de aici câteva de astea. Mai facem niște bețe, niște betișiguri. Și punem aici asta și ne facem noi, așa frumușel, un pickaxe de diamond. Oi, de cap, mie ce-mi place cum arată pickaxe-ul de diamond cu textura asta. Tipul ăsta e ăla cu arcul sau mi se pare mie? Oh, boss, hai să simți tu un arc aici. Na, l-ai simțit, bă? Mai vrei? Hai că-l batem din ar, dacă ar fi să o luăm așa. Îmi pare rău că ce-ar opri, aș fi vrut să-i fac ceva un pic în ciudă tipului ăstuia, însă... Oh my god, hai că am câștigat și a treia rundă. Bă, fraților, eu zic ajunge cât am jucat, cam atât a fost cu episodul ăsta. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să mai continui activitatea pe acest canal. Nu uitați să dați like acestui videoclip, pentru că mă motivați foarte mult să continui seria. Nu de alta, dar eu văd că vă place seria și... adică să dați like dacă v-a plăcut, evident. Pentru că eu văd că vă place și o să continui această serie. Nu uitați să dați share, să faceți și prietenii voștri că voi vă uitați la mine și dacă considerați că fac o treabă bună, chiar să dați share, să dați și prietenii voștri, de ce nu? Și noi ne vedem la episodul următor. Pa, pa!